Ora 9 încep știrile pentru că așa numită operațiune militară din Ucraina nu merge conform planului. Putin ia schimbări radicale. Federația Rusă a schimbat comandantul care coordona militarii trimiși în Ucraina, fiind nemulțumit de modul în care au acționat soldații săi până acum. La conducerea operațiunii din Ucraina a venit un general elogiat în Rusia, care are experiență în operațiunile din Siria. Federația Rusă a decis să-și reorganizeze comanda militară a operațiunilor în Ucraina potrivit unui oficial occidental. Cel care a devenit acum responsabil pentru acțiunile din Ucraina este Alexander Dvornikov, comandantul districtului militar de sud. Generalul în vârstă de 60 de ani s-a alăturat armatei sovietice în 1978 după ce a absolvit școala militară Usurisk Suvorov. De asemenea, Dvornikov are experiență în operațiunile rusești în Siria, a mai declarat oficialul occidental. Operațiunea de pe teritoriul Ucrainei a fost condusă de mai mulți comandanți, iar oficialii ruși susțin că aceasta ar fi motivul pentru care Rusia nu a reușit încă să cucerească Ucraina după o lună și jumătate de război. Oficialul occidental consideră că între cei aflați la conducerea operațiunii nu a existat o coordonare foarte bună, pentru că forțele ruse nu au fost niciodată antrenate să lucreze în acest mod. În 44 de zile de război, rușii nu au reușit să obțină victorii importante în fața armatei ucrainiene, pentru că nu au putut cuceri orașe mari precum Kiev. Acum, sub conducerea generalului Alexander Dvornikov, Federația Rusă vrea să încheie cu o victorie războiul din Ucraina până pe data de 9 mai, atunci când statul marchează victoria din cel de-al doilea război mondial. În acest context, oficialul occidental crede că imperativele politice ar putea avea prioritate față de prioritățile militare în Rusia. Există o tensiune între logica militară de a pregăti forțele în mod corespunzător pentru o operațiune rusă revigorată în Donbas, folosind tactici mai adecvate și învățând unele dintre lecțiile din operațiunile dezastruoase de până acum, împotriva unui imperativ politic de a continua efectiv operațiunea și de a acționa rapid. Dacă Rusia nu este capabilă să-și schimbe tactica, este foarte greu de văzut cum va reuși chiar și cu aceste obiective limitate pe care le-a resetat. O dovadă a faptului că rușii se pregăteau de o victorie rapidă este și faptul că soldații au plecat în Ucraina cu haine de paradă în valize. Tinerii erau siguri că se vor întoarce acasă în câteva zile și erau pregătiți pentru marșuri de victorie în Kiev. Forțele rusești care se îndreptau spre capitala Ucrainei aveau asupra lor uniforme de paradă, crezând că vor captura în doar câteva zile țara vecină. Aceștia nu se așteptau la o rezistență atât de puternică a armatei ucrainiene, fapt pentru care au decis să se retragă din zonă. Am mai găsit și un număr de uniforme de paradă acolo, prin urmare ei se așteptau să ia Kievul în două zile și apoi să organizeze o paradă, deci am putea spune că le-am năruit complet planurile, a transmis adjunctul comandamentului forțelor terestre. Potrivit oficialilor militari ucrainieni, uniformele de paradă au fost descoperite chiar în blindatele militare care au fost abandonate odată cu retragerea din zona Kievului. Nu sunt primele uniforme descoperite de ucrainieni. În primele blindate rusești care au fost capturate imediat după declanșarea invaziei ruse, armata Ucrainei a găsit uniforme de paradă. Cele două rachete care au lovit o gară din regiunea Donetsk au ucis peste 50 de civili, printre care și copii, și au rănit alți 100. Oamenii așteptau să fugă din calea războiului când au fost atacați din senin. Atenție, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Aproximativ 4.000 de persoane, majoritatea vârstnici, femei și copii, se aflau în gara din Kramatorsk, când aceasta a fost lovită de rachete rusești, a declarat primarul Oleksandr Honcharenko. După impactul puternic, a început eroarea. Autoritățile au început să trieze decedații și răniții și să-i transporte la spital. Imaginile dezastrului vorbesc de la sine. Peste 50 de persoane au fost ucise și alte 100 au fost rănite în urma atacului, au transmis autoritățile. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a postat vineri pe Facebook imagini imediat după ce gara Kramatorsk a fost lovită. Pentru că nu au puterea și curajul de a ne înfrunta pe câmpul de luptă, forțele ruse distrug cu cinism populația civilă. Acesta este un rău nemărginit și dacă nu este pedepsit, nu se va opri niciodată, a transmis acesta. Ministerul rus al apărării a negat că forțele rusești ar fi fost responsabile pentru un atac potrivit agenției de presă RIA. Potrivit Moscovei, racheta era de tipul Tochka-U, folosit doar de armata ucraineană, însă imagini publice arată că Rusia încă folosește tipul de rachete cu care s-a lovit în Kramatorsk. Ba chiar pe unul din segmentele celor două rachete care au lovit în plin gara apare scris în rusă pentru copii sau în numele copiilor
După atac, și Joe Biden a acuzat Rusia că a comis o nouă atrocitate oribilă. Atacul gării ucrainene este o nouă atrocitate oribilă comisă de Rusia, lovind în civili care încercau să se evacueze și să ajungă într-un loc sigur. Vom continua asistența de securitate și livrările de arme pentru a ajuta Ucraina să se apere. Împreună cu aliații și partenerii noștri vom sprijini eforturile de investigare a acestui atac, a scris Biden pe Twitter. Gara este folosită pentru evacuarea civililor din zonele bombardate de forțele rusești către regiuni mai sigure din Ucraina. Guvernatorul ucrainean al regiunii Donetsk a declarat că în stație se aflau mii de persoane evacuate în momentul atacului. Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și șeful diplomației europene Josep Borrell au mers la Bucea, locul în care peste 400 de civili au fost masacrați de armata lui Vladimir Putin. Aceasta a fost condusă de autoritățile ucrainene la o groapă comună în care mai multe trupuri neînsuflețite au fost exumate pentru a se dovedi că rușii se fac vinovați de crime de război. Iar după această vizită, șefa Comisiei Europene s-a întâlnit la Kiev cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Aceasta s-a angajat să-i ofere președintelui ucrainean un chestionar care constituie un punct de plecare în procesul Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană, care i-ar garanta accelerarea procedeului. Șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și înaltul reprezentant al UE, Josep Borrell, au ajuns la Kiev după vizita la Bucea, unde au fost întâmpinați de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Un comunicat difuzat ulterior de biroul de presă al lui Zelensky preciza cu privire la întâlnirea de la Kiev, negocieri vor avea loc într-un cerc restrâns, după care șeful statului și reprezentanții UE vor susține declarații pentru presa ucraineană și străină și vor răspunde la întrebări. Prima vizită pe care șefa Comisiei Europene a făcut-o în Ucraina a fost la Bucea, acolo unde armata rusă a masacrat sute de civili. Von der Leyen a spus că moartea civililor din Bucea arată fața crudă a armatei președintelui rus Vladimir Putin. It is the unthinkable has happened here. We have seen the cruel face of Putin's army. We have seen the recklessness and the cold-heartedness with which they have been occupying the city. Here in Bucha we saw our humanity being shattered, and it is the whole world is mourning with the people of Bucha, and they are the ones who are, as you said, defending the border of Europe, defending humanity, defending democracy, and therefore we stand with them in this important fight. Ursula von der Leyen a văzut cu ochii ei ororile făcute de ruși în urma unei vizite la o groapă comună, acolo unde autoritățile ucrainene au exhumat mai multe trupuri neînsuflețite ale civililor omorâți de armata lui Putin. Este important să-mi încep vizita cu orașul Bucea, pentru că aici umanitatea noastră a fost guduită. Mesajul meu pentru ucraineni este că cei responsabili de aceste atrocități vor fi aduși în fața legii. Lupta voastră este și lupta noastră. Sunt în Kiev să vă spun că Europa este alături de voi, a transmis înaltul oficial european pe Twitter. Ursula von der Leyen a fost însoțită și de șeful diplomației europene, Josep Borrell, care a anunțat că UE va furniza 7,5 milioane de euro Ucrainei pentru a-și instrui procurorii să ancheteze crimele de război de care sunt acuzate forțele ruse, în special la Bucea și Borodianca. Potrivit lui, liderii europeni vor discuta cu omologii lor ucraineni despre asistența militară în fața Rusiei și despre viitoarele sancțiuni împotriva Moscovei, inclusiv în privința gazului. Șefa Comisiei Europene și șeful diplomației UE, Josep Borrell, au plecat din micul oraș polonez Przemyśl, situat la doar 13 km de granița cu Ucraina. Spațiul aerian al Ucrainei este închis din cauza războiului. Cei doi sunt primii lideri occidentali care vizitează Ucraina după devoalarea masacrului comis de ruși în Bucea. La mijlocul lunii martie, premierii Poloniei, Sloveniei și Cehiei au călătorit la Kiev tot cu trenul. Săptămâna trecută, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a vizitat la rândul său capitala Ucrainei. Imagini cumplite vin și din Makariv, un sat aflat la 40 de kilometri de capitala Kiev. Primarul localității acuză forțele ruse că au ucis peste 130 de civili ucraineni. Cadavrele acestor au fost găsite atât pe străzi cât și în gropile comunale, la fel ca în Bucea.
După retragerea trupelor rusești din Makariv, autoritățile au găsit scene șocante asemănătoare cu cele din Bucea, Irpin sau Borodianca. În localitatea aflată în regiunea Kiev, soldații ruși au ucis 132 de civili ucrainieni, potrivit primarului din sat. Oamenii ar fi fost împușcați de invadatori, apoi lăsați pe străzi sau aruncați în gropile comunale, a spus edilul Vadim Tokar. Alți civili au fost găsiți prin pădurea din sat, legați de copaci din apropierea locului în care soldații ruși și-au instalat o tabără militară. Makariv a fost distrus în proporție de 45% în urma invaziei rusești, iar localnicii rămași în zonă nu au încă acces la electricitate sau gaz. Aproape toată infrastructura din Makariv a fost devastată, iar clădirile de locuințe au fost bombardate, la fel ca spitalul din zonă. De mai bine de o lună suntem fără curent, apă, gaz, fără linii telefonice, nici măcar nu avem bunuri esențiale acasă. Zonele noastre defrișate sunt pline de mine, așa că vom lucra mai întâi la deminarea acestor zone înainte de a începe restaurarea completă a infrastructurii, a declarat edil Vadim Tokar. Înainte de invazie, în Makariv locuiau aproximativ 15.000 de oameni, dar acum au rămas mai puțin de 1.000. Iar în contextul în care rușii comit tot mai multe dezastre în Ucraina, Marea Britanie anunța că va trimite noi ajutoare pentru armata lui Volodymyr Zelensky. Premierul britanic Boris Johnson a declarat că statul va oferi Ucrainei rachete de apărare aeriană și antitank în Ucraina, ca parte a unui nou pachet de sprijin în valoare de 100 de milioane de lire sterline. It is a war crime indiscriminately to attack civilians, and Russia's crimes in Ukraine will not go unnoticed or unpunished. The UK will send a further £100 million worth of high-grade military equipment to Ukraine's armed forces, including more Starstreak anti-aircraft missiles, which fly at 3 times the speed of sound, another 800 anti-tank missiles, and precision munitions capable of lingering in the sky until directed to their target. Mai mult, premierul britanic Boris Johnson a anunțat că Marea Britanie va trimite în Ucraina și echipamente de protecție pentru soldații care își apără țara în fața pericolului rusesc. We will also send more helmets, night vision and body armor on top of the 200,000 pieces of non-lethal military equipment the UK has already dispatched. Declarațiile premierului britanic au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și omologul său german, Olaf Scholz, care a mers într-o vizită oficială la Londra. Cei doi oficiali au declarat că Marea Britanie și Germania vor colabora în domeniul securității energetice și al surselor regenerabile pentru a-și putea reduce dependența de Rusia. This is not easy for any of us, and I applaud the seismic decisions taken by Olaf's government to move Germany away from Russian hydrocarbons. We cannot transform our respective energy systems overnight, but we also know that Putin's war will not end overnight. Titlul de cel mai penibil personaj al acestui război îi revine fără îndoială lui Ramzan Kadyrov. Liderul asasinilor trimiși de Putin se laudă din nou că a cucerit Mariupol, deși el nici nu a avut curajul să pună piciorul în Ucraina. În ultima lună, Kadyrov a anunțat de numai puțin de 26 de ori că a cucerit portul de la Marea Azov. Cecenii lui Kadyrov au fost trimiși în Ucraina pentru a semăna panică în rândul ucrainenilor. Până acum însă, temuții asasini au reușit doar să se facă de râs. Luptătorii din Caucaz s-au remarcat mai mult prin clipurile ridicole în care pot fi văzuți trăgând în clădiri goale. De departe însă, cel mai penibil este chiar liderul acestor măcelari. Marioneta lui Putin, Ramzan Kadyrov, a anunțat în ultima lună de numai puțin de 26 de ori că soldații lui au cucerit Mariupol, asta deși orașul Port a rezistat eroic bombardamentului sălbatice. Primul mesaj în care Kadyrov dădea ca iminentă căderea Mariupolului a fost pe 8 martie. Pe 14 martie, liderul cecen spunea că apărătorii mai pot rezista doar 24 de ore. O zi mai târziu, același personaj ridicol spunea că va curăța orașul de spiritele rele. Iar pe 31 martie, Kadyrov promitea că va mai dura puțin până la cucerirea portului. Liderul cecen s-a făcut de râs și atunci când a anunțat că se află în Ucraina. Astfel, site-urile de propagandă cecen au publicat imagini cu Kadyrov lângă un camion ucrainean care ar fi fost capturat. În spate însă putea fi văzut palatul acestuia din Groznăi. Într-o altă postare, propaganda rusofilă susținea că pe Ramzan, ora rugăciunii l-a prins într-o benzinărie din Ucraina, doar că și aici a fost dat de gol de faptul că firma respectivă activează doar în Rusia, nu și în Ucraina.
Războiul din Ucraina a afectat importurile cu produse alimentare, iar majoritatea statelor europene se confruntă cu o criză alimentară. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoi, a dat însă asigurări că România poate face față unei crize alimentare la nivel planetar. Aceasta este de părere că țara noastră nu se află într-o zonă de risc, deoarece produce destule cereale pentru a trece peste un colaps alimentar. România este departe de o astfel de situație pentru că reușim să producem în anumite sectoare mai mult decât consumăm. Și lucrul acesta a ținut foarte mult timp capătul de afiș al informărilor din spațiu public. Ministrul Agriculturii a oferit asigurări că România deține o cantitate mare de producție la cereale pentru a face față anilor grei. Dacă vorbim de zona de cereale, este evident că noi avem în fiecare an, chiar și în anii grei, cu secetă manifestată pe suprafețe întinse din țara noastră, avem excedent de producție. Producem suficient de multe semințe de floarea soarelui ca să ne acoperim necesarul de consum intern și, de cealaltă parte, o bună cantitate din această producție să o procesăm și o vindem. Adrian Chesnoiu este de părere că țara noastră ar putea deveni un mare exportator de cereale. Exportăm și semințe de floarea soarelui ca materie primă. Și aici este rolul statului și ceea ce am făcut în ultimele luni, să venim cu măsuri de stimulare a procesării la nivel național, în condițiile în care putem să devenim exportatori de produse cu valoare adăugată. CECAR reacționează din nou la proiectul de lege care anulează definitiv statutul de profesie liberală a contabililor în România. Aceștia avertizează guvernul și parlamentul că vor exista consecințe grave asupra sistemului de justiție. Reprezentanții contabililor le cer aleșilor să aplice un proces legislativ transparent prin organizarea unor consultări reale cu profesioniștii din domeniu. Anularea independenței profesiei contabile este văzută drept o încălcare a dreptului la proprietate privată, fapt ce pune în pericol întreg patrimoniul CECAR, spun reprezentanții organizației. În cazul în care Ministerul de Finanțe va prelua controlul direct asupra organizării, monitorizării și cercetării disciplinare a activității experților contabili judiciari, vor exista consecințe devastatoare asupra sistemului de justiție, a transmis CECAR. Orice parte într-un dosar de evaziune fiscală sau similar va putea cere decăderea ca proba expertizei judiciare în cauzele aflate pe rolul organelor de cercetare penală sau al instanțelor. Pentru că expertiza nu a fost realizată de un expert independent așa cum cere legea, ceea ce va avea implicații majore asupra finalității acestor dosare. În comunicatul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se mai arată că decizia atacă independența expertului contabil care își va pierde autonomie prin măsurile propuse de proiectul de lege. Mai mult, anularea statutului de profesie liberală a contabililor în România va aduce prejudicii ce nu vor putea fi recuperate. Independența și autonomia expertului contabil și contabilului autorizat sunt atribute esențiale ale profesiei liberale. Modificările legislative vor avea efectul unei implozii a mii de dosare cu expertize financiare contabile ce vor fi anulate, iar prejudiciile nu vor mai putea fi recuperate sau în care faptele se pot prescrie ca urmare a prelungirii termenelor de instrumentare ale acestora. Contabilii solicită Parlamentului României aplicarea unui proces legislativ transparent în interes public care să nu afecteze drepturile constituționale ale membrilor. Ziua Internațională a Romilor este sărbătorită anual de comunitatea internațională la 8 aprilie în cinstea recunoașterii culturii, istoriei și drepturilor milioanelor de romi din toată lumea. Evenimentul sărbătorii și în țara noastră a fost marcat de o conferință în cadrul căreia au luat parte scritori, artiști, reprezentanții mediului academic și a instituțiilor guvernamentale. Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciuc au transmis și ei un mesaj cu ocazia acestei zile. Centrul Național de Cultură a Romilor, Romanocher, a organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor dezbaterea pe tema Romii încotro ne îndreptăm. Dacă la primul congres mondial al romilor, în urmă cu o jumătate de secol, aceștia s-au întrebat cine suntem, în paradigma recunoașterii identității culturale a romilor, în cadrul actualei conferințe, cei prezenți și-au propus să afle care este direcția spre care se îndreaptă comunitatea. Ca observator, încerc să vă recomand și să vă rog chiar să avem o viață normală în care să nu ne deranjeze nici pe noi, între noi, nici pe români. Și atunci sigur că va exista probabil în timp un progres. Premierul Nicolae Ciucă a ținut să transmită un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor. Cu un profil cultural bine conturat,
dar cu o istorie milenară vitregă și un destin dramatic care a răspândit pe toate continentele, romii sunt în prezent confrații tuturor cetățenilor lumii. Li se cuvine respectul datorat în această calitate, precum și sprijinul prin care să fie reparate nedreptățile trecutului, iar barierele de acces la drepturi și șanse să fie înlăturate, a transmis premierul României. Și Klaus Iohannis a susținut că diversitatea etnică și culturală hrănește reziliența comunităților și susține societățile în care libertatea și demnitatea umană se fructifică într-un viitor prosper spre binele comun. La această sărbătoare se cuvine să amintim faptul că romii au dat României un patrimoniu și tradiții valoroase. Sărbătoarea etniei romilor este un bun prilej de a aminti că, din această perspectivă, emanciparea civică, socială și economică a romilor din țara noastră este un obiectiv comun de mare importanță. Ziua Internațională a Romilor atrage atenția și asupra provocărilor de discriminare cu care se confruntă comunitățile de romi la nivel internațional. Interdicție timp de 10 ani la Oscaruri pentru Will Smith, decizia care îl vizează pe actorul american vine după ce acesta l-a pălmuit pe comediantul Chris Rock în fața participanților din cadrul ceremoniei din acest an. Acesta este momentul care i-a adus lui Will Smith o interdicție de 10 ani la premiile Oscar. Consiliul de administrație a decis pentru o perioadă de 10 ani că domnului Smith nu i se va permite să participe la niciun eveniment sau program al Academiei, în persoană sau virtual, inclusiv, dar fără a se limita doar la premiile Oscar, au precizat membrii Consiliului de administrație al Academiei de Arte și Științe Cinematografice. Decizia membrilor a fost luată după reuniunea care a avut loc la Los Angeles. Întâlnirea, care a fost programată pentru prima dată pe 18 aprilie, a fost grăbită după ce Will Smith a anunțat că demisionează din calitatea sa de membru al Academiei. Cea de 94-a ediție a premiilor Oscar a fost menită să fie o sărbătoare a numeroaselor persoane din comunitatea noastră care au făcut o muncă incredibilă în ultimul an. Totuși, acele momente au fost umbrite de comportamentul inacceptabil și dăunător pe care l-am văzut expus de Smith pe scenă, au mai declarat reprezentanții Academiei. Toate aceste decizii vin după ce actorul american l-a lovit pe scenă pe prezentatorul Chris Rock. Se pare că moderatorul premiilor Oscar 2022 a făcut glume despre tunsoarea soției lui Smith. Acest lucru l-a înfuriat pe actor și l-a făcut să devină agresiv. Atât la această oră, urmează emisiunea Schimbă-ți viața, informează-te. Următorul grupaj informativ la ora 10 cu Ștefan Pășcuță, iar eu vă aștept la Top B1 la ora 11. O dimineață frumoasă tuturor. Rămâneți cu noi.